Iubiții mei, prin harul bunului Dumnezeu vom continua călătoria noastră în a doua regi, capitolul 2, căutând să vedem și să înțelegem ceea ce Duhul lui Dumnezeu ne descoperă și arată ochilor noștri spre învățătura noastră. Ce lecție îmi dă mie pentru viața de astăzi, ceea ce s-a întâmplat în vremea aceea. Tot ce a fost scris, a fost scris pentru educarea mea. A fost scris ca să mă ajute să previn răul. Sunt de dea înțelepciunea aceea care mă va face să mă uit cu bucurie înapoi la viață, față de nebunia aceea care mă va face să întreb privind trecutul meu sau fișa, vi pagina vieții mele, cum am putut să fiu atât de nebun și să nu mă las sfătuit de Dumnezeu. Mergem apoi în a doua rești, capitolul 2 și după ce am observat această cerere grea pe care a adresat-o au adresat-o Fiii Proroci, a adresat-o Elisei lui Ilie, și care a fost văzută și trăită de fii Prorocilor și confirmată de ei, după ce s-a petrecut acest lucru mare și am căpătat și noi îndrăzneala și îndemnul de a veni înaintea lui Dumnezeu și de a-i cere lucruri mari, lucruri importante, îndrăzniți lucruri mari pentru Dumnezeu, cereți lucruri mari, cereți lucruri grele lui Dumnezeu, în sensul importanței lor pentru că nimic nu este greu pentru Domnul. După ce am căpătat îndrăzneala aceasta pe care ne dă pagina sfântă prin îndemnul cuvântului, mergem în versetul 15 și urmărim pe Elisei care traversează Iordanul înapoi, în același fel în care a traversat Iordanul cu Ilie. Acum este fără Ilie, și scrie scriptura, fii prorocilor care erau în fața Iordanului, când l-au văzut, deci au văzut ce s-a întâmplat, cum Elisei a lovit apele cu mantaua lui Ilie și apele s-au despărțit. Fii prorocilor, studenții care erau în fața Ionului când l-au văzut, au zis: Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. E clar lucrul acesta. Roadele arată după roade veți cunoaște, aceleași roade, aceeași despărțire a Iordanului. S-a întâmplat lucrul acesta nu pentru că Elisei avea trebuință de vreo minune de felul acesta sau că Dumnezeu nu avea alte căi sau mijloace de a trece pe Ilie în partea cealaltă. Ci s-a întâmplat acest lucru în fața acestor studenți pentru ca ei să respecte autoritatea investită de Dumnezeu un omul ăsta, nu, nu pe omul acesta, nu pe Elisei. Ați văzut niște adolescenți, despre care o să vorbim mai târziu, pentru ei era un om cu chelie, nimic altceva. Studenții trebuiau să vadă ceea ce a văzut Elisei în Ilie și anume autoritatea divină investită în el. Cu ocazia când despărțirii Iordanului, ei sunt martori vii și a, 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 trăiesc această experiență nu învață la, în vreo lecție la școală. Concluzia lor. Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Este clar lucrul acesta. Nu știam însă că o îndoită măsură, o dublă măsură din Duhul lui Ilie, de două ori ceea ce a fost asupra lui Ilie, i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui, nu lui. Pentru că dacă i s-ar fi închinat lui, el ar fi spus Domnului Dumnezeului tău să te închini sau ar fi spus asemenea lui Petru, ridică și eu sunt un om ca tine sau asemenea îngerului din Apocalips, închină lui Dumnezeu. Ci s-au închinat înaintea lui cu respect pentru el și pentru autoritatea investită de Dumnezeu în el și doi cu închinare înaintea lui Dumnezeu care a pus Duhul său peste Elisei. Și au zis, Vă rog să urmăriți aici cât de repede și cât de, pe neobservate, de alunecos este acest drum al credinței. Versetul 16, 2 Regi, capitolul 2. Ei au zis, iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteji. Vitează, nu hmm, e un lucru bun, dar cartea Proverbelor spune: Cei care sunt vitezi la băutură, spre exemplu, tare, bea și nu se îmbată și ăsta e om, viteaz, e om serios. Sau cine e vitez la vorbit sau la. la uh, uh, vitează, în ce sens vitează? Care e direcția pentru care cineva. Oh, sunt, ăsta e un om îndrăzneț, are curaj, are mare curaj, curaj pentru ce? Acestă vitejie sau acest curaj sau acest talent este o binecuvântare sau un blestem în funcție de contextul în care este folosit și aplicat. Acești viteji sunt între slujitorii tăi 50 de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Vitează în a căutat pe stăpânul tău, vitează în a căutat pe Ilie, după ce el a fost înălțat de Dumnezeu la cer, asta e vitejie, vitează a să calci în picioare cuvântul lui Dumnezeu, care a fost sfânt pentru Isus, dar nu este sfânt pentru tine. Un vitejie aceasta, vitejie la distrugerea propriului tău corp, îndrăzneala omului de a-și otrăbi corpul cu droguri, cu tot. El are curaj, acesta este curaj? Iubiții mei, vitejia acestor 50 de oameni ar fi fost bine să nu fie. Ei nu trebuiau să fie viteji în direcția aceasta. Și noi ar trebui să ne întrebăm de fiecare dată. Poate că avem un anume dar, darul îndrăznării, darul curajului, darul întreprinderii, diverse daruri, darul inteligenței, vitezei de calcul, de reacție și așa mai departe. Sunt daruri, daruri artistice, dar de cântat sau... Ar trebui să ne întrebăm, în ce direcție investesc eu darul meu? Pentru că această direcție și lucrul în care investesc eu darul meu îl transformă într-o binecuvântare sau într-un blestem. Darul e neutru în sine, dar el poate fi investit fie în bine, fie în rău. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Nu, el se nu vroia așa ceva, dar ei vroiau lucrul acest, pentru că ei nu credeau că Ilie, Ilie a fost luat de vârtejul ăsta, dar a căzut undeva, că nu i mai văzut. În Texas aici a fost furtună, a ridicat șovaca în sus și mașini și oameni și că așa a fost. Ei s-au gândit că e vorba de o tornadă de felul acesta. Elisei a văzut că nu era niciun fel de tornadă, ci era focul Duhului Sfânt care a ridicat pe omului Dumnezeu către Dumnezeul căruia el s-a închinat. Ce diferență mare face credința? Ce diferență mare face cunoștința? Și dincolo de orice, respectul față de Dumnezeu și cuvântul Lui, și împlinirea acestui cuvânt în viața și ființa noastră. Vrei să... Adică ai să aruncați asupra lui. Ați vrea să luați foc cu mâna lui Elisei. Vrei să poruncim să cadă foc din cer peste oamenii ăștia care au fost neospitalieri. Pe bine, da, au fost neospitalieri. E un mic păcat că sunt oameni care poate ai prins pe picior greșit, cine știe. Dar voi să... Să, să incinerați, să ardeți, să distrugeți cu bombardament atomic pe oamenii aceștia care nu au făcut altceva decât că nu au fost ospitalieri. Păi, de la neospitalitate până la Hiroshima și Nagasaki, așa cum vorbeau ei, era drum, drum lung de tot. Aici suntem noi. Vreau să ia focul mâna lui Elisei. Vrei să facem uh, lucrul acesta? Poate că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. Trebuie să avem un precedent pentru lucrul acesta. Trebuie să știm pe ce bază. Aș crede că Dumnezeu ia pe un slujitor al lui, un om care a slujit lui Dumnezeu întreaga viață, și după aceea îl aruncă. După ce și-a încheiat lucrul, îl aruncă pe o munte sau pe o vale. E posibil că acești vitej, între ghilimele, așa procedeau. Ei se foloseau de oameni. Suntem într-o generație în care sindromul acesta se face tot mai. Greu și dureros, cunoscut între noi. Oamenii ajung să se folosească de oameni și ajung să prețuiască lucrurile. Folosesc oameni pentru a obține lucruri. Poate l-a aruncat. Sigur că s-a terminat lucrarea acum și l-o fi aruncat în vreo munte sau vreo vale. O fi făcând omul așa ceva, dar. Dumnezeu nu face lucrul acesta. Dumnezeu nu este nedrept, spune Biblia, să uite o la voastră, să uite drumul pe care ați mers, să uite suferința voastră, să uite șerfele voastre. Dumnezeu nu este nedrept să facă așa ceva, dar vitejii aceștia fiind nedrepti în sufletul lor, se gândeau că și Dumnezeu este tot ca ei. Avem aici 50 de viteji care vor să exploreze, vor să caute. Prima întrebare, înainte de a pleca la explorat astfel de lucruri, vrem să căutăm originele, vrem să, să vedem ce sunt realitatea, vrem să ajungem la adevăr, cuvântul tău este adevărul, nu este suficient aceasta, nu, nu, verificarea noastră este adevărul, ce verificăm noi, ce știm noi. Bine, ok. Atunci, vrei să se întâmple lucrul ăsta? Elisei a răspuns, nu-i trimiteți eu nu vreau așa ceva, eu nu cred așa ceva. Eu am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, eu am văzut cu ochii mei și am trăit cu ființa mea ridicarea lui Ilie la cer. Ridicarea lui Ilie la cer pentru mine și pentru voi nu înseamnă același lucru. Vă înțeleg, am fost și eu ca voi în copilăria și adolescența mea, poate, sau a credinței mele, dar astăzi ar însemna să neg sufletul dacă eu aș adera la, acest, la aceste vederi ale voastre. Hai să verificăm dacă nu cumva l-a aruncat în vreo Deci nu credeți că Dumnezeu l-a ridicat deasupra. Nu credeți că Dumnezeu l-a luat la cer. Nu-i trimiteți, a spus Elisei. Dar așa cum suntem noi în multe împrejurări și așa cum avem pilde de fapt în Scriptură, Versetul 17, Ei au stăruit multă vreme de el, și dacă au stăruit și au stăruit și au stăruit, Dumnezeu îi spune lui Balam, du-te, frate, mergi. Te-am rugat să nu te duci. Când ți-am spus să nu te duci, pentru tine ți-am spus să nu te duci. Când ați postit sau v-ați rugat, întreabă, -mi, pentru mine v-ați făcut lucrul Când sunteți credincioși pentru mine, faceți lucrul ăsta? Nu, pentru tine. Pentru viața ta. Dacă Balam insistă, Domnul îi spune, mergi. N -n -n -n, altă soluție nu există. Oricum și dacă nu mergi, sufletul ți-a mers înainte deja. Deja inima îți este acolo. Și atunci, atunci se spune în versetul 17, trimiteți. Stăruința este bună. Este dar mare de la Dumnezeu. Este un rod al umilinței, al smereniei noastre. Stăruința e, bine, e, e har mare de la Dumnezeu. Mare întrebare însă, cum folosim stăruința noastră? Suntem stăruitori foarte bine. În ce direcție? Pentru că dacă suntem stăruitori în rău și dacă ignorăm stăruința în bine, nu ajungem la aceeași destinație. Oamenii aceștia sunt stăruitori, deși, vă rog să urmăriți două lucruri, contrazic propria lor mărturie. Ei au spus așa: Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lui Elisei. Foarte bine. Acum, omul ăsta asupra căruia este Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Ilie, cum l-au numit ei, omul acesta v-a spus, nu-i trimiteți. Ce fel de respect aveți voi față de Duhul Sfânt care este asupra lui, când el spune, nu-i trimiteți și voi insistați, insistați, insistați să-l stăruiți în direcția aceasta. Ce fel de respect aveți voi pentru Duhului Dumnezeu care este asupra acestui om. Cât de mult credeți voi în propriile voastre cuvinte prin care ați zis Duhului Dumnezeu a venit asupra lui Elisei? Cât de mult credeți lucrul ăsta? Mă tem că nu. Mă tem că nu credeți. Dovadă că insistați. Mă tem că aveți alte convingere. Mă tem că voi credeți în sufletul vostru că vederile voastre despre adevăr adevărul lui Dumnezeu sunt adevărul însuși. Nu sunt adevărul sunt părerea voastră despre adevăr. Gândurile acestea, acestea părerea, constituie părerea voastră. Nu? Și atunci insistă și insistă și insistă. Lucrul acesta se întâmplă și cu oamenii și cu Dumnezeu. Când cineva persistă în rău, Duhul lui Dumnezeu luptă cu el și cum spune în cartea lui Iov, odată și de două ori și îl avertizează și se luptă să-l oprească și apoi se retrage, îi dă drum liber. După întâia și a doua mustrare, spune Pavel, depărtează-te de situația aceasta că un om este hotărât în răul pe care vrea să-l facă, nu-l poate opri nimeni este atât de împietrit în sufletul lui, încât chiar dacă ar sta îngerul în față, va, mai degrabă ar vrea să dea peste înger decât să asculte să se întoarcă acasă, cum am văzut experiența lui Balam. Și îi se întâmplă chiar lucruri fizice, i-a zdrobit piciorul de de zid, n-a însemnat -ă nimic pentru nimic nu l-a putut opri din atracția pe care sufletul lui o avea față de averile imaginare ale regelui Balac, pe care gândea el că le va obține pe calea blestemului acestuia asupra lui Dumnezeu, în primul rând, și a poporului lui. Nu știu dacă nu vedem în noi, văd în mine alte lege, vedem Văd în mine tendința aceasta. Nu știu dacă vezi în tine tendința aceasta. N-ar fi cazul să negăm lucrul acesta. Dar este cazul să devenim conștienți. Avem tendința aceasta de a persista în rău. Avem cumva în noi tendința aceasta de a face din părerile și vederile noastre un adevărat Dumnezeu. Avem cumva tendința aceasta de a arunca absolut tot în luptă pentru a. Confirma părerea noastră care se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu. N-ar fi trebuit răsturnată aceasta, n-ar fi trebuit făcută captivă ascultării de Hristos, n-ar trebui să vin în fața lui Dumnezeu cu împotrivirea aceasta mea, cu, cu persistența aceasta mea și să spun: Doamne, mă, mă trăște sufletul meu în direcția aceasta. Intervin-o, Doamne. Intervinu, deschidem ochii și ajută-mă să văd încotro mă trage inima. Încotro te trage inima, îl întrebau pe Iov. Acești 50 de viteji nu țin cont nici de Dumnezeu, nu țin cont nici de Elisei, nu țin cont de ceea ce au văzut cu ochii lor la despărțirea Iordanului, nu țin cont de nimic decât de părerea lor, de vederile lor cu privire la răpirea lui Ilie. Trimiteți-i atunci! au trimis pe cei 50 de oameni care au căutat pe Ilie trei zile și nu l-au găsit. Elisei nu era curios să vadă, -o. o, chiar sunt curios cu ce răspuns veni înapoi. Știu cu ce răspuns. Adică, oricine se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu, nu are unde să ajungă în altă parte oricine spune lui Dumnezeu pleacă de la noi, acela spune diavolului vină la noi. Simultan se petrec aceste lucruri. Elisei nu este surprins. Versetul 18. Când s-au întors la Elisei, care era la Erihon, el le-a zis, nu v-am spus să nu vă duceți. Iubiții mei, au fost trei zile, într-adevăr, trei zile ale necredinței. Trei zile ale călcării în picioare, cum scrie uh, nevrei capitolul 6 și 10. Trei zile de călcare în picioare a cuvântului lui Dumnezeu, au fost trei zile. Ce au făcut ei după ce au venit înapoi, nu ni se spune. Dacă s-au pocăit, dacă s-au smerit, dacă și-au recunoscut rătăcirea, dacă s-au întors la Dumnezeu din toată inima ferice de ei, dacă nu... E posibil că au persistat în căile lor și au continuat să facă din vederile lor autoritatea supremă în viața lor. Vederile lor au fost Dumnezeul lor. Părerea lor, convingerea lor a fost Dumnezeul lor. Este o primejdie care ne paște, a fost exprimată în diverse forme în trecerea timpului, una dintre ele fiind următoarea. O minte. Mintea ta sau mintea mea. Odată extinsă la nivelul unei idei, niciodată nu revine la forma inițială, chiar dacă a constatat că acea idee nu stătea în picioare. Nu era adevărată, din potrivă era una dintre minciunile celui care ori de câte ori deschide gura spunea minciună. Mintea, chiar, dacă, chiar dacă vede cineva că lucrurile stau așa, mintea persistă, există această inerție a răului în noi, mintea persistă în căile ei. Nu se poate. Am cunoscut un om care a suferit cumplit din cauza unei mașini pe care o avea el, un motor. A ajuns de să a la psihiatrie în final. La ce torturi l-a supus pe el? Motorul acesta. Se strica noaptea, cu lume, cu chinuri ce nu s-au pomenit în vremuri rele și așa mai departe. Am intervenit după posibilitate și uh, am făcut rost de un motor nou, diferit de acesta, care era absolut sigur, mergea uh, o jumătate de milion de kilometri fără probleme și uh, am reușit să rezolvăm această treabă. Ne-am văzut după mult timp, doi ani, poate. Și l-am întrebat. Uh, cum merge mașina? Merge bine, mi-a spus. Dar zice, mă gândesc că dacă totuși schimbam garnitura la motorul ăla atunci, în noaptea aia, mă gândesc că motorul acela era construit rău. Adică spațiul între cilindri era atât de mic încât ar bea garnitura de chiloasă. Cei care știu un pic de mecanică și-o tot un pic știu, își dau seama cam despre ce este vorba. Iubiții mei, problema aceasta ne paște pe toți. Un om se pocăiește în fața unei evidențe clare că o idee a lui, o imaginație a lui, o părere, o vedere a lui este e neadevărată. Se oprește și se pocăiește. Aceasta, acesta a fost Saul din Tars. Dacă a fost cineva convins, într-adevăr, să meargă într-o anume direcție, a fost acest om. Și omul ăsta uh, a semnat convingerea cu sângele multor oameni. A, a, luat pe mâinile lui și pe conștiința lui sângele atâtor oameni. Atâta era de convins. Și eu eram atât de convins, să-i spune el, regelui, împăratului, eram atât de convins că trebuie să lupt împotriva lui Isus, încât am mers și am făcut toate aceste lucruri. Dar acest om care era sub imperiul acestei cumplite cumplit de neadevărate păreri sau vederea lui cu privire la Isus, acest om nu a persistat niciun milimetru în clipa în care s-a întâlnit cu adevărul în persoană, adică s-a întâlnit cu însuși Domnul, ci simplu a întrebat ce voiești să facă. Privește în sufletul tău și în viața ta și întreabă-te care e reacția ta în momentul în care te întâlnești cu adevărul. Te supui adevărului sau persiști în direcția în care ai plecat, sperând că totuși vei reuși să justifici mândria gândurilor tale. Persist în gândul tău. Persistența aceasta sau înduplecarea aceasta nu vine de la Dumnezeu, spune Pavel. Odată ce am văzut cum stau lucrurile, odată ce am văzut adevărul, odată ce am înțeles, clipa de aur pentru a mă opri este chiar aceea a da timp neadevărului în viață, ai mai da chipurile o șansă minciunii, care mi-a fost clar descoperită prin contrast cu adevărul, ai da o șansă, înseamnă a da o șansă diavolului. Înseamnă a spune lui Isus pleacă de la mine și înseamnă a invita un demon plus șapte înapoi în casa aceea curată și măturată. Este noi tendința aceasta. În păcat m-a mama mea și păcatul persistenței acesteia a dus la moarte mulți oameni. Ferice de omul acela care nu a pus darul acesta în slujba răului, care nu a persistat în căile lui rele și care n-a auzit amărăciunea cuvintelor lui Dumnezeu. Ți-am spus să nu mergi pe drumul acesta. Ți-am spus să nu faci lucrul acesta. Plânsul Domnului nostru Iisus Hristos asupra Ierusalimului este tocmai plânsul acesta. De câte ori am vrut? De câte ori am vrut să te opresc? De câte ori am vrut să schimb direcția? De câte ori ți-am cerut, hai să judecăm împreună, hai să vedem despre ce este vorba, și tu ai fost orb, ai fost atât de încredințat de, de idolatru cu privire la vederile tale încât uh, Cuvântul lui Dumnezeu nu a avut niciun loc pentru tine. De câte ori am vrut să facem lucrul acesta? N-ai vrut. Poate nu fi putut, poate nu fi înțeles bietul om. Nu, 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 nu. putem să vorbim așa ceva. Ar însemna că Dumnezeu este neputincios. Nu, nu există om căruia Dumnezeu să nu-i vorbească pe limba și limbajul sufletului lui. Nu există un om căruia Dumnezeu să nu-i facă cunoscut adevărul în orice împrejurare. Există un om care va lua seama la adevăr sau nu va lua seama la adevăr, este altceva. Dar dacă ne uităm înapoi la istoria vieții noastre, la istoria greșelilor, pașilor greșiți pe care i-am făcut pe Pământul acesta, vom constata. Asemenea lui David, că în momentul când vroiam să fac așa ceva, înainte să fac așa ceva, Dumnezeu s-a luptat cu mine, pe toate căile. Vă spun din experiența mea personală, s-a luptat cu mine piept la piept să mă țină. Nu, nu, nu se poate, omul este pornit în direcția aceasta. Acum vă scriu să nu se întâmple așa ceva, a spus Ioan. Dar dacă totuși îmi dau seama că am persistat în rău, am ajuns în valea aceasta cumplită, am fost așa de nebun, cum spune Cartea Proverbelor și am mers împotriva cuvântului Dumnezeu. M-am închinat la gândurile mele, la părerile mele. Dacă totuși am ajuns aici, spune Ioan, adu-ți aminte că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos cel Neprihanit adică nu continua lucrarea de distrugere pe care diavolul a produs-o în viață prin aceste vedere ale tale la care te-ai închinat împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Nu duce mai departe lucrarea care a rezultat din faptul că tu te-ai luptat cu Dumnezeu, dar nu pentru binecuvântare cum s-a luptat Iacov, nu te lasă să pleci până nu mă binecuvintezi, ci te-ai luptat cu el să nu te binecuvinteze. Toată noaptea aceea, a sufletului și a minții, a rodit în final în valea aceasta a oaselor, cumplită, care pare fără niciun fel de speranță, a viselor sfărmate, a lucrurilor distruse, datorită persistenței noastre în rău. Dar vine bunul Dumnezeu cu iubirea lui și cu Duhul lui cel bun. Vine și se uită. În ochii sufletului nostru și ne întreabă: Crezi că vor mai putea învia aceste vise de oase sfărmate? Care e valea aceasta? Știți ilustrația frumoasă din Ezechiel. Crezi că se mai poate ca visele tale sfărmate, gândurile tale, planurile tale, pentru că de obicei. Tocmai aici este nenorocirea. La temelia răului pe care îl facem în viață, chipurile ar sta o intenție bună. <laughs> și la temelia acestor lucruri și mai grav și mai rău decât orice, ar sta chipurile o slujbă pe care o facem pentru Dumnezeu. Va veni vremea ca unii, unii, vă vor urmări crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu, așa credea Saul din Tars. El ne întreabă cu suflet plin de iubire. Crez că mai pot învia oasele acestea care. Ezechiel nu are puterea să, Doamne, tu știi lucrul ăsta. Nu mai am putere să zic nimic. Dacă ar fi după mine, eu aș spune că nu. Eu aș spune că răul e atât de mare, că sunt atât de departe, că n-ar avea rost să mai discutăm despre întoarcere și că este cu neputință, e prea greu să lucrul acesta. Nu, poate fi greu la oameni, dar nu la Dumnezeu. Crezi că mai pot învia oasele acestea? Doamne, tu știi. Și îți mulțumim din sufletul nostru, Doamne, că în viața și ființa noastră, oasele acestea care au ajuns aici prin neascultarea, împotrivirea, persistența noastră în rău, Oasele acestea au fost înviate, noi eram morți în păcatele și fără de legile noastre, dar am fost aduși la viață împreună cu Domnul Hristos. Fi, Doamne binecuvântat în veci de veci. Amină.